Ziua Mondială a Somnului este o inițiativă a Asociației Mondiale a Medicinii Somnului cu scopul de a atrage atenția asupra impactului pe care tulburările de somn îl au atât asupra individului cât și asupra societății. Sunt promovate metode preventive care ne pot feri de problemele legate de somn și variante de tratament care să vindece sau măcar să trateze acest gen de afecțiuni. Anul acesta, Ziua Somnului va fi marcată vineri. În mai multe orașe din țară, pacienții având posibilitatea să se testeze gratuit în vederea depistării eventualelor tulburări de somn. Asociația pacienților cu tulburări respiratorii la domiciliu Respira Acasă, care a obținut pentru această ediție în 4 locații din țară testare gratuită pentru pacienții care bănuiesc că ar putea avea aceste afecțiuni, în Brașov, în București, în Oradea și în Sibiu. Specialiștii spun că majoritatea tulburărilor de somn sunt preventibile și tratabile, dar mai puțin de o treime dintre cei afectați se adresează unui specialist. Tulburările de somn înseamnă mai mult de 100 de afecțiuni, grupate în vreo 5 categorii. Insomnia este una dintre ele. Ideea este că în momentul în care ți se prescrie, când te hotărăști să iei un tratament, e bine să ți-l prescrie un specialist. E valabil la fel în toată medicina, pentru că, spre exemplu, un sedativ care este prescris pentru insomnie, dar trebuie să-ți spună specialistul că este insomnie și nu este altceva și ce tip de insomnie este, s-ar putea să facă rău în partea de tulburări respiratorii de somn. Alături de dietă și mișcare, somnul reprezintă unul dintre cei trei pioni ai vieții sănătoase. Medicii atrag atenția că, direct sau indirect, tulburările de somn pot avea implicații negative și în familie sau în relațiile interumane, ducând în final la depresie și izolare în absența unui tratament adecvat.